soluțiile practice sunt și, sunt și pungile biodegradabile. Diferența este că foarte multe pungi au inscripția biodegradabil, dar nu și inscripția compostabil. Diferența este una destul de mare. Cele biodegradabile se descompun în microplastic până la urmă, iar cele compostabile sunt făcute din amidon sau din, alte produse sau ingrediente naturale și se descompun în maximum 1-2 ani. Există și un experiment pe care noi, cei de la Vorbe Bune, vrem să-l facem aici, în platou. Avem câteva exemple de pungi biodegradabile din unele rețele și magazine, deja de la noi din țară. Avem aici o pungă obișnuită din plastic. Puteți să simțiți și diferența la uz. Asta este cea din plastic. Urmează acum cu apă fiartă, sper că sunt 100 de grade, pentru că asta este condiția, să facem experimentul și să vedem dacă timp de un minut pungile se descompun sau cel puțin au început să treacă procese tehnice de descompunere. Aici avem plasticul și vrem să vedem diferența și cu, plasticul, ce se va întâmpla. Mestecăm și să vedem ce se întâmplă în aceste momente, în toate. Așa. Cele compostabile fie încep să se strâng, fie încep să se înmoaie și mai mult, iar punga de plastic se clătește în apă. Se dezinfectează în apă fierbinte, că altceva nu se prea, întâmplă. Așa. Ia să vedem. Se întâmplă lucruri reale sau... Aici avem o plăcințică. Și aici se adună o plăcințică interesantă. Asta s-a muiat destul de tare. Să vedem dacă se vor descompune și în bucățele mai mici. Sau ai nevoie de mai mult timp pentru ca acest lucru să se întâmple. Una este cert, punga de plastic a rămas intactă, nu s-a schimbat nimic din ea. Iată cum arată o pungă compostabilă și biodegradabilă, s-a adunat. Vreau să văd dacă i s-a schimbat... Da, e un pic mai moale, sper că se va descompune în curând. Iată altă pungă biodegradabilă, e destul de moale, da, pot să simți asta. Dacă o să stea mai mult timp, sunt sigură că va ajunge să se descompună în bucăți. Și aici, iarăși, este o pungă biodegradabilă și... care s-a înmuiat, dar nu s-a schimbat forma atât de tare ca la, aceste alte. De fapt, trebuie să lăsăm probabil pungile mai mult timp. Promitem că vom face acest lucru pe profilul nostru de Instagram și de Facebook. Dacă aveți deja în casele voastre pungi, puteți să le faceți testul acasă sau puteți să îngropați în pământ o pungă de plastic, de fapt mai bine pe asta să nu o faceți, și o pungi biodegradabile, să vedeți în cât timp se vor schimba și dacă vor începe să se descompună. Încercați și voi acasă. Noi am vrut să vedem. E real ce se arată pe internet sau nu prea.